Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint principalele evenimente ale zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Mașini împotmolite, nămeți, localități fără lumină, accidente în România cu implicarea moldovenilor. Urgia albă a dat bătăi de cap autorităților și a lăsat consecințe în țară și în capitală. Detalii noi în cazul bebelușului găsit mort la groapa de gunoi din satul Nișcan, Călăraș, despre care postul nostru de televiziune a reușit ieri să obțină informații exclusive. Polițista care vara aceasta a accidentat mortal o persoană în Sânger a fost trimisă în judecată. Procurorii au constatat că învinuită ar fi adormit la volan din cauza stării de ebrietate cu grad avansat. Cu bicicleta prin nămeți, cu schiurile prin oraș sau prinși în hore. Unii moldoveni au publicat pe rețelele de socializare diferite filmulețe haioase, bucurându-se de căderea zăpezii. Mașini împotmolite, nămeți, copertina căzută la Vama Albița, dar și deconectări de energie electrică în peste 40 de localități. Aceasta este situația la zi după ninsoarea din ultimele ore. Detalii vedeți în reportaj. În această noapte, din cauza zăpezii, un automobil cu 4 pasageri s-a blocat printre nămeți pe un drum secundar din localitatea Sadovăie, municipiul Bălți. Mașina și-a continuat drumul după ce a fost deblocată de carabinieri. Aceștia au intervenit și mai târziu în jurul orei 2 pentru a scoate din nămeți un alt camion cu 2 persoane blocat pe acostamentul traseului R14, intrarea în municipiul Bălți. În această dimineață, un șofer care transporta elevi a rămas blocat pe un traseu din satul Mihălășeni, raionul Ocnița. Microbuzul a fost tractat de o mașină a poliției. Toți copiii au ajuns la ore, anunță forțele de ordine. Tot din cauza troienilor, 7 ambulanțe s-au împotmolit în Omăt și au fost deblocate cu suportul salvatorilor pentru a putea ajunge la pacienți. Din cele aproape 6.000 de apeluri înregistrate în ultimele 24 de ore la 112, aproape 1.400 au fost pentru serviciul de asistență medicală de urgență. Un bebeluș s-a născut în ambulanță, iar o gravidă din Drochia a fost transportată de urgență la Chișinău. Conform datelor 112, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a întreprins 38 de misiuni pentru deblocarea mijloacelor de transport, 7 dintre ele fiind la deblocarea ambulanțelor din raioanele Drochia, Hâncești, Chișinău, Leova și Strășeni. A fost nevoie și de implicarea poliției pentru a ajuta la deblocarea mașinilor rămase captive în zăpadă. Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, informează Poliția de Frontieră, cu excepția celui de la Leova Bumbăta, care are suspendată temporar activitatea din cauza omătului necurățat ce a blocat drumul de acces. Instituția anunță că în acest moment utilaje de dezăpezire intervin la fața locului pentru deblocarea accesului spre punctul de frontieră. La punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Cahul-Oancea, autoritățile statului vecin redirecționează deplasarea camioanelor pe direcția intrare în România, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La postul Vama Leușeni, din cauza vântului puternic și ninsorii, în această noapte a căzut acoperirea de la copertina cea veche, care este practicată doar în situațiile când este atestat fluxul sporit de autoturisme pe sensul de intrare în țară. Poliția de frontieră și serviciul Vamal mai precizează că vor activa la capacitate, astfel încât să garanteze un trafic civilizat și fără impedimente. Peste 40 de localități rămân în continuare fără energie electrică, iar lucrările de reconectare a acestora se desfășoară și acum, menționează autoritățile. Potrivit centrului de dirijare, în situații excepționale la acest moment au loc lucrări de curățare și presărare a materialului antiderapant pe toate traseele naționale, regionale și locale. Circulația rutieră pe drumurile naționale din întreaga țară este asigurată în condiții de iarnă. În continuare, MAI recomandă cetățenilor să urmărească informațiile autorităților cu privire la evoluția vremii și să respecte recomandările acestora. În urma deciziilor luate de Comisia Situației Excepționale la nivel de raion sau municipii, vacanța de iarnă este prelungită cu o zi sau două pentru elevi în peste 1.000 de instituții de învățământ din 24 raioane ale țării.
Dacă drumurile naționale au fost curățate de zăpadă pe parcursul zilei și noaptea, atunci drumurile de acces către localități și străzile acestor au devenit aproape impracticabile. Așa s-a întâmplat și în orașul Nisporeni, locuitorii căruia au trimis ieri redacției noastre imagini care arată că autospecialele nu au intervenit. Astăzi o echipă de filmare Canal 5 a mers la Nisporeni, la intrarea în care un autocar a derapat de pe carosabil, iar mașina echipei noastre de filmare era cât pe ce să se tamponeze în alta. La rândul lui, primarul spune că autospecialele au muncit toată noaptea și chiar au reușit să curețe și câteva străzi care nu sunt în gestiunea orașului Nisporeni. Ieri, în timpul ninsorii, un locuitor al Nisporeniului mi-a scris pe rețelele de socializare că drumurile în această localitate nu sunt curățate. Astăzi, când echipa noastră de filmare a mers în acest oraș, mai mulți șoferi la fel și-au exprimat indignarea cu privire la situația drumurilor. Zero. Nici cum. Achităm taxe, achităm tot. Zero. Uitați-vă singuri. Dar să mergi prin sat, strașnic ce se întâmplă. Acum am fost să iau echipa. Am mers 2 metri și nici de cum nu am putut merge. Am rugat băieții să împingă mașina. De dimineață trebuiau curățate drumurile, dar nu acum. Chiar și acum nu sunt curățate. Nu presoară nimic, nimic nu fac. Indignați de starea drumurilor din oraș sunt și pietonii. Nu sunt chiar curățite, chiar poți spui că mai aproape deloc, numai ce într-o așa o leacă. Pe unde trece lumea, e curățat numai pe o parte, pe o altă parte nu e curățat deloc. Câte drumurile sunt cam răle. Nu ești nici de un grad mai. Unii erau atât de supărați pe felul în care se circulă, încât nu au putut să nu exclame câteva injurii. O și А без х**а как, если невозможно без х**а? Плохо как это плохо? Ничего плохо, вообще ничего не значит. А вы проедете вот оттуда со светофора до Вулканежа, там вообще нельзя проехать. Iar alții au dat nota 1 autorităților locale pentru felul în care au gestionat lucrările. E nota 1. Dar de ce? Pentru că nu e, că nu e curățit. Nu-i curățat și aia se curăța la ea, că abuia nu-i, nu nege, nu-i nică, se îmble mașelile, se facă, nu fac nică. Văd că fiecare își curăță unde lucrează, unde, dar așa ca să curăță, noi suntem din sate, nu suntem de aici, din raion. Prin sate, tot așa rău lucrează. La intrarea în orașul Nisporeni, un autocar a derapat de pe carosabil, iar mașina noastră de filmare în timp ce se deplasa spre Nisporeni a fost cât pe ce să se tamponeze cu o altă mașină. De cealaltă parte, primarul orașului Nisporeni, Dan Negel, spune că au fost curățate toate străzile din oraș și chiar câteva în plus. Serviciile noastre comunale au lucrat toată noaptea, de la ora 8, dacă mai exact, de la ora 8 seara până la ora 6 dimineață. Ne-am stăruit și except și au fost la aproape la 100% curățate străzile principale din oraș, pentru că primăria orașului Nisporeni curăță numai străzile care sunt în orașul Nisporeni. Am reușit și careva străzi care nu sunt în gestiunea orașului Nisporeni. Menționăm că autoritățile au actualizat avertizarea meteo care, din cod portocaliu, devine galben pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Angajații administrației drumurilor, autoritățile locale, salvatorii și poliția au participat la eliminarea consecințelor ninsorii până în seara zilei de 8 ianuarie. Potrivit Ministerului Infrastructurii, toate autostrăzile naționale erau accesibile. Autoritățile au explicat că situația de pe drumuri este cauzată de condițiile meteo dificile. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în intervalul 8-10 ianuarie, se prevăd condiții complicate ale vremii. În ultimele 24 de ore în România au avut loc 4 accidente de circulație din cauza vremii nefavorabile în care au fost implicați cetățeni moldoveni. În toate cazurile, vehiculele au alunecat într-un șanț pe un drum alunecos. După cum a declarat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a țării noastre, pentru Canal 5, 2 compatrioți de-ai noștri care au fost răniți ușor au nevoie de îngrijiri medicale. Un alt incident s-a produs din cauza unei avarii a unui autoturism care s-a blocat în nămeți.
Într-unul dintre accidentele în care au fost implicați cetățeni moldoveni în România, un microbuz obișnuit care circula pe ruta Chișinău-București a ieșit de pe șosea din cauza condițiilor meteorologice dificile. În urma accidentului, pasagerul și șoferul au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a declarat pentru Canal 5 că concetățenii noștri au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital. Nu au fost alte victime. În aceeași zi, pasagerii rămași și au continuat drumul spre casă cu un alt microbuz, iar victimele s-au întors în Moldova pe 9 ianuarie. În plus, cu o zi înainte a deraiat de pe șosea un microbuz care transporta o familie din Republica Moldova, doi părinți și 7 copii, cu vârste de la 1 an și jumătate până la 14 ani. Niciunul dintre ei nu a fost rănit. Le-au venit în ajutor serviciile specializate din România. Familiei i s-a oferit ocazia să petreacă noaptea la o școală din localitate, iar dimineața au plecat spre Republica Moldova. Presa din România mai relatează că în dimineața zilei de 9 ianuarie un autobuz cu turiști la bord care se îndrepta spre stațiunea Poiana Brașov a ieșit de pe șosea. Acesta transporta 41 de pasageri și 2 șoferi. Nimeni nu a avut de suferit. La o oră după incident, autobuzul și-a continuat drumul spre destinație. Din cauza autostrăzii alunecoase, o altă mașină condusă de un cetățean moldovean a ajuns într-un șanț și în acest caz nu a fost nevoie de asistență medicală, a menționat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al țării noastre. Între timp, presa din România relatează că o altă familie din Republica Moldova, 2 adulți și 2 copii, au rămas blocați în zăpadă marți seara pe șosea din cauza unei avarii a mașinii în apropiere de Vama Oancea. Drumarii au scos din nămeț și i-au dus să nopteze în casa primarului comunei Corni. Potrivit Inspectoratului Român pentru Situații de Urgență, ultimele 24 de ore salvatorii au fost implicați pentru deblocarea 190 de vehicule blocate în zăpadă, care transportau aproximativ 400 de persoane. Zăpada apare ca pus stăpânire pe capitală. Străzile, trotuarele și curțele de bloc sunt pline de troiene și ghețuși. Chiar dacă autoritățile dau asigurări că serviciile municipale au muncit pe tot parcursul nopții, inclusiv și dimineața la dezăpezire. Potrivit primarului general, cel mai complicat este de a interveni pe trotuarele înguste, scări și drumuri spre unele curți, deoarece toată munca se face manual. În aceste condiții, locuitorii capitalei sunt îndemnați să fie înțelegători și precauți la drum, deoarece pericolul de ghețuș persistă. Ghețușul le dă bătăi de cap chișinăuienilor. Oamenii pășesc cu grijă pe drumurile înzăpezite. Este rău, nu curăță nimic, dar treci și vei vedea singură, e imposibil să treci. Acest lucru se datorează faptului că salariul este mic. Oamenii nu prea vor să facă o muncă atât de grea. Este foarte rău. Nici nu știu câți bătrâni merg. Am văzut o femeie cu un copil căzând în fața mea. Asta e vinovată primăria. Ei ar trebui să se ocupe de toate astea. Ei nu curăță și este foarte rău. Este greu pentru oameni, este foarte greu și pentru transport. Aștept deja de 40 de minute. De 40 de minute stați la stație? Da, 40 de minute aștept. Sper că voi putea ajunge la serviciu. Ieri, de exemplu, am mers destul de departe, că nu circulau troleibuzele. Și aici, unde este Tudor Vladimirescu, am stat la stație. Nu venea niciun troleibuz și apoi am mers pe jos. Unii șoferi susțin că de la căderea zăpezii nu au urcat la volan. Nu am călătorit deloc cu mașina, am călătorit cu mijloacele de transport public. Ieri nu ați încercat să ieșiți? Nu am riscat. S-au produs multe accidente. Este destul de periculos, dar ieri am văzut că majoritatea șoferilor neexperimentați nu au ieșit și deci totul a fost în ordine. Se lucrează ceva. Am văzut cum aceleași drumuri au fost curățate. Am mers de mai multe ori pe acele trasee și de fiecare dată erau din ce în ce mai curățate. Pe unii locuitori ai capitalei i-am surprins cu lopata în mâini. Sunt adulți, bătrâni, pensionari, ei nu pot merge prin această zăpadă, așa că sperăm că dacă toată lumea ridică o lopată, ca aceasta, atunci totul se va rezolva.
De dimineață, primarul Ion Ceban a anunțat că angajații primăriei continuă să muncească la dezăpezirea străzilor și trotuarelor, curselor de bloc, acceselor, străzilor secundare, în stații și spre suburbii. Edilul a avertizat că în continuare se circulă în condiții de iarnă și a rugat cetățenii să evite unele străzi. Ulterior, în cadrul ședinței primăriei, edilul a mulțumit subalternilor săi pentru munca depusă și a cerut sporuri salariale pentru cei care au muncit multe ore peste programul obișnuit. Situația este mult mai bună în teren în ceea ce ține de traseele și trotuarele de bază. Mai avem de muncit pe zonele secundare. Suntem împreună de la ora foarte devreme, unii nici nu s-au culcat. Vreau să mulțumesc absolut tuturor muncitorilor și vreau să aveți grijă de ei în acest sens. Vedeți și la eventuale sporuri salariale care ar putea să fie fixate în această privință pentru aceste zile în care oamenii sunt practic în continuu în teren, atât șoferii de mașini cât și nemijlociți lucrătorii din diferite subdiviziuni. Deci, accent sporit acum pe străzile secundare, accesul în curs la instituțiile educaționale. Edilul a mai precizat că în unele zone ale orașului stratul de zăpadă atinge peste 40-50 de centimetri și inclusiv pe carosabil s-a format ghețuș. Potrivit responsabililor de la Spații Verzi, circa 350 de persoane sunt antrenate în lucrările de dezăpezire a parcului și a scoarurilor din capitală. Deci în dotarea întreprinderii municipale Spații Verzi avem 11 unități de transport dotate, pentru sunt mai multe, dar acele care sunt implicate la dezăpezire, deci sunt 11 utilaje, dintre care fac parte tractoare cu piere și lame, împrăștietoare de nisip și, sau material antiderapant, nisip cu sare, și un HACO care, într-adevăr, se ocupă cu sau este folosit la dezăpezire, la măturare. În acest context, el a îndemnat populația să fie precaută. Menționăm că pe parcursul zilei de luni, circulația transportului public a fost sistată. Primarul Ion Ceban a anunțat că atât pe parcursul zilei de ieri, cât și pe parcursul nopții, mai multe troleibuze au circulat pe străzile capitalei pentru evitarea depunerii chiciurei pe rețeaua pe contact. El a precizat însă că astăzi și mâine troleibuzele și autobuzele circulă conform orarelor de duminică, cu mici ajustări, menționând că se pot atesta întârzieri de la orarul stabilit, staționări sau redirecționări. Conducerea Spații Verzi a venit cu o reacție după ce ieri un arbore s-a prăbușit în apropiere de trei copii care se jucau în zăpadă. În cadrul ședinței primăriei, directorul interimar al întreprinderii a cerut scuze publice părinților celor trei micuți, menționând că vârsta arborilor din capitală este depășită, iar autoritățile trebuie să se ocupe de replantarea lor. Noi ne bucurăm cu toți că sunt condiții de iarnă, că este zăpadă, mai ales copiii. Am avut și cazul respectiv la Pastrada Hristobote, unde un arbore sănătos, să zicem așa, a căzut, s-a răsturnat, s-a răstogolit și acolo în zonă se jucau copii. Am avut o situație că un copil a fost atins de careva crengi, dar cerem scuze pe această cale părinților că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Într-adevăr, spațiile verzi din orașul Chișinău sunt depășite, deci vârsta este depășită, arborii, într-adevăr, trebuie replantați alții noi, dar cu asta ne ocupăm și cu asta ne vom ocupa ulterior. Amintim că după copacul de aproximativ 3 metri s-a prăbușit în apropiere de trei copii care se jucau în zăpadă, unul dintre micuți a ajuns la spital cu fractură la mâini. Ceilalți doi s-au ales doar cu o sperietură. Cazul a fost înregistrat de poliție, iar circumstanțele se stabilesc. Aeroportul Chișinău a revenit la programul obișnuit de lucru. Potrivit unui comunicat, pista a fost bine curățată, cursele aeriene au fost reluate, dar și decolările și aterizările se fac în regim normal. Totodată, aeroportul a avertizat asupra posibilelor întârzieri de zboruri în timpul zilei din cauza curățirii gheții de pe aeronave și a îndemnat pasagerii să verifice starea zborurilor folosind programul online. Vă reamintim că acum o zi, din cauza dinsorilor abundente, s-au făcut ajustări la program. Unele zboruri au fost reprogramate sau anulate.
Și regiunea transnistreană se fac eforturi pentru eliminarea consecințelor ninsorii de ieri. Cu toate acestea, până acum, mai multe sate sunt fără curent electric. Traficul a fost complet restabilit, iar unele curse interurbane au fost reluate, spune conducerea regiunii. În urma ninsorii abundente și a liniilor înghețate de curent electric, peste 30.000 de locuințe din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric, anunță presa locală. În această noapte au fost efectuate lucrări de reconectare, dar înspre dimineață au mai rămas peste 3.000 de consumatori fără curent din raioanele Grigoropol și Dubăsari. Potrivit medicilor, în ultimele 24 de ore s-au adresat 7 persoane cu diferite traumatisme și altor 7 persoane li s-a acordat ajutor la punctele de încălzire montate în unele zone de pe drumurile locale și naționale. Din cauza vremii nefavorabile, din 8 ianuarie aproape toate cursele, atât interne cât și internaționale, au fost anulate. În Tiraspol și Bender ieri nu au circulat troleibuzele. Astăzi însă a fost reluat traficul pe majoritatea rutelor interurbane. De asemenea, se menționează că zeci de șoferi au avut nevoie de ajutorul salvatorilor. În Bender, multe mașini au fost blocate printre nămeți. Șoferii au fost nevoiți să le lase la marginea drumului și să revină după ce arterele vor fi curățate. În orașul Râbnița, un pin de 5 metri a căzut peste o mașină care livra pâine. Șoferul nu a avut de suferit. Tot în Râbnița, șoferul unui microbuz care transporta marfă a pierdut controlul din cauza drumului înghețat și a ieșit pe carosabil. Pentru a ieși din șanț, acesta a fost ajutat de pompieri. Incidente similare au avut loc pe un drum de țară din municipiul Bender și pe autostrada Tiraspol-Dnestrovsk, în apropierea orașului Slobozia. Miliția locală a raportat că în aceste două zile de vreme rea au fost înregistrate peste 15 accidente rutiere. Potrivit autorităților regionale, în eliminarea consecințelor zăpezii sunt implicați 590 de angajați și 111 unități de echipamente speciale. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își dorește concesionarea aeroportului internațional Chișinău unui consorțiu germano-francez. Andrei Spânu a reiterat încă o dată că statul nu are resurse financiare pentru a investi în infrastructura aerogării. Eu aș fi foarte încântat să știu că am putut aduce un consorțiu germano-francez care să opereze aeroportul din Chișinău. Eu am spus de mai multe ori, investițiile s-ar încadra între 200 și 300 de milioane de euro. Asta sunt 6 miliarde de lei. Asta e un buget, 3 ani de buget ce investim noi la drumuri anual. Deci este foarte mult. Bugetul statului nu are 6 miliarde de lei să le bage în aeroport. Deci noi trebuie să găsim o alternativă. Andrei Spânu a mai declarat că aeroportul internațional Chișinău ar putea fi gestionat în baza unui nou contract de concesiune, ori a unui parteneriat public-privat. Potrivit lui, au fost deja purtate discuții cu câteva companii europene care s-au arătat interesate să investească în aerogara noastră. Pe lângă asta, în perioada următoare, încăpirile aerogării deja urmează să fie date în concesiune. Anterior însă, președintele Maia Sandu a declarat că nu se pune în discuție concesionarea aeroportului Chișinău și nici nu se caută potențiali investitori. Am telefonat purtătorul de cuvânt de la președinție pentru a afla dacă Maia Sandu își menține în continuare punctul de vedere, dar Irina Gotișan nu ne-a răspuns la telefon și nici la solicitarea expediată. Amintim că pe 28 martie 2023 autoritățile au finalizat toate procedurile de transferare a aeroportului la concesionarea Via Invest către stat. Operațiunile și managementul aeroportului internațional Chișinău au fost transferate către Avia Invest în noiembrie 2013 în baza unui parteneriat public-privat. Compania concesionară s-ar fi angajat să administreze aeroportul timp de 49 de ani și să investească în modernizarea lui 250 de milioane de euro. Ulterior, firma a fost acuzată că nu își onorează obligațiunile contractuale și nu a îndeplinit planul de investiții, fiind solicitată rezilierea contractului de concesionare. Reprezentanții Avia Invest neagă aceste declarații și susțin că investițiile în infrastructură s-au ridicat la peste 72 de milioane de euro, iar calitatea lucrărilor de modernizare a fost verificată în mod repetat de către organele de control
de stat. În baza deciziei Curții de Apel pe 27 martie 2023, Agenția Proprietăți Publice a anunțat că activele, bunurile și terenurile aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Compania a contestat însă hotărârea Curții de Apel Chișinău la Curtea Supremă de Justiție. Judecătorii au respins recursul depus de fostul concesionar, calificându-l neîntemeiat. Detalii noi în cazul bebelușului găsit mort la groapa de gunoi din satul Nișcan, Călăraș, despre care postul nostru de televiziune a reușit să obțină detalii exclusive. Astăzi am aflat că poliția a ridicat toate imaginile video de pe camerele de supraveghere ale magazinului, de unde se presupune că a fost ridicat gunoiul cu pachetul în care se afla pruncul mort. Ne-au spus-o oamenii care lucrează la acest magazin. Tot potrivit lor, cadavrul ar fi fost al unei micuțe, care vizual era perfect dezvoltată. După ce ieri o locuitoare a satului Nișcani ne-a declarat că trupul neînsuflețit al micuțului a fost descoperit de gunoieri când aceștia descărcau auto speciala cu deșeuri, printre care se afla și gunoiul de la un magazin local, astăzi am reușit să discutăm cu angajata acestui punct comercial, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul. Femeia ne-a confirmat că oamenii legei au fost la magazinul în care lucrează și au ridicat imaginele video de pe camerele de supraveghere. Monica, și știm cum este ei video, sunt suici pe video, pe videoclămeș, dacă poate depistez ceva. Mai mult, femeia susține că a aflat și sexul copilului, dar și faptul că vizual pruncul era perfect dezvoltat și avea cordonul ombilical. Tot potrivit ei, cadavrul bebelușului a fost transferat la Chișinău pentru expertiza medico-legală. Așa se știe că e fetiță. Mm-hmm. A fost dusă la expertiză la Chișinău, la, mă rog, să-i facă autopsie. Știm că e un copil născut care s-a găsit mort. Copil născut din 9 luni. Am telefonat la Centrul de Medicină Legală pentru a afla dacă se confirmă spusele, iar directorul centrului, Vasile Șarpe, nu ne-a informat, dar nici nu ne-a confirmat declarațiile de mai sus ale sursei noastre. Totodată, expertul nu a vrut să ne ofere informații cu privire la faptul dacă era viu sau mort nou-născutul în momentul în care a fost aruncat la gunoi, însă ne-a sugerat să obținem aceste răspunsuri de la poliția din Călăraș. Noi ca care informații de ordin caracter personal în general nu furnizăm mass media. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la oamenii legii din Călăraș, însă nimeni nu ne-a răspuns la apeluri. Am telefonat pe tot parcursul zilei de ieri, dar și astăzi, serviciul de presă al IGP și am expediat și mesaje. Însă șefa serviciului de presă, Diana Fetco, nu ne-a răspuns. Însă pentru Unimedia, ea a declarat că polițiștii din Călăraș au fost anunțați despre acest caz în dimineața zilei de 6 ianuarie 2024. Corpul neînsuflețit a fost îndreptat la expertiza medico-legală pentru stabilirea exact a decesului. Pe acest caz, polițiștii au pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și depistarea mamei, care a recurs la acest gest, a mai subliniat Diana Fetco. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din CMC, alături de mai mulți asistenți personale, a organizat un flash mob în fața primăriei Chișinău. Aceștia i-au cerut primarului general să ia mâna de pe serviciile de asistență personală. În replică, Ion Cioban i-a îndemnat pe consilieri să pună mâna pe lopeți. Manifestanții au venit în fața primăriei și l-au acuzat pe Ion Cioban că intenționează să lichideze serviciul de asistență personală. Potrivit lor, 2000 de asistenți personali sunt lăsați fără suport din partea primăriei Chișinău, iar din această cauză, sute de familii care au copii cu necesități speciale nu vor mai avea niciun sprijin și suport din partea primăriei Chișinău la ordinul primarului. Chiar în febra sărbătorilor, acum câteva zile în urmă, Ion Cioban a luat anumite decizii care influențează direct viața acestor 2000 de familii. 2000 de familii de părinți care au copii cu dizabilități sau membri cu dizabilități. Suntem aici pentru că este o problemă majoră pentru aceste 2000 de familii de asistenți personali. Din Chișinău, vorbim de oamenii din Chișinău, de asistenții personali din Chișinău, care până acum au avut un sprijin financiar din partea Consiliului Municipal Chișinău, din bugetul municipal. Este un ordin semnat
prin care se instituie moratoriu temporar pentru ocuparea funcțiilor vacante ale Serviciului Social de Asistență Personală. Până pe data 31 luna 12-2024 nu se vor mai încheia contracte cu asistenți personali. Înainte de a începe flashmobul, primarul Ion Ceban a venit cu o reacție. Că vin spălăi la pas la ora 12, să-l dați pe o lopată acolo, dar să-l dați și instrucțiune cum să țină lopata în mână, că eu cred că ei nu țin în viața lor lopată în mână și nu prea știu cum să face acest lucru. Deci la ora 12 vă rog frumos să întâlniți acolo jos cu niște lopeți și să le dați să mai pună și ei mâna pe lopată, să fie măcar ceva frumos de urma lor. La scurt timp, reprezentanții PAS au venit cu o replică la afirmațiile lui Ceban. Țipălăi din fața primăriei, anume așa i-a numit Ion Ceban pe asistenții personali care au venit astăzi în fața primăriei să ne spună oful și să ne vorbească cât este de greu să fii în serviciu unei persoane cu dizabilități cu un grad sever de dizabilitate 24 din 24. Ulterior și reprezentanții primăriei au venit cu o reacție. Într-o notă informativă se spune că, după ce guvernul a implementat legea privind modificarea unor acte normative prin care a fost aprobată reforma sistemului de asistență socială, Restart, a fost abrogat pachetul minim de servicii sociale. În consecință, începând cu anul 2024, acestea au fost excluse din sistemul de cofinanțare din contul transferurilor cu destinație specială a Fondului de Susținere a Populației și bugetul de stat. Totodată au fost delegate atribuții din domeniul social, inclusiv regionale, municipiului Chișinău, fără alocări de mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor suportate în procesul de realizare a acestora. Ne propunem să punem capăt inechității și discriminării și primăria va cere Parlamentului ca 50% din contribuțiile capitale la bugetul de stat să rămână în municipiul Chișinău, a mai precizat consilierul primarului Natalia Ixari. Am încercat să obținem o reacție la aceste declarații de la guvern, dar purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesajul expediat. Nu a răspuns solicitării noastre nici purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau. Amintim că la sfârșitul lui decembrie 2023, guvernul a aprobat decizia cu privire la stabilirea moratoriului temporar pentru încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate. Astfel, se extinde până la 31 decembrie 2024 moratoriul pentru cele circa 16.000 de funcții vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2023. Anterior, un flashmob similar a avut loc împotriva deciziei Comisiei pentru Situații de Urgență a municipiului Chișinău, potrivit căreia școlile și liceile capitalei nu vor putea forma grupe cu program extins. Potrivit primarului general Ion Ceban, această decizie a fost cauzată de o finanțare insuficientă pentru municipalitatea din partea guvernului. Edilul mai spune că primăria va trebui să reducă cheltuielile tuturor direcțiilor municipale cu aproximativ 10%. Mai mult, Ceban a spus că guvernul a redus alocațiile pentru educație cu 356 de milioane de lei pentru anul 2024, determinând o scădere semnificativă a resurselor disponibile pentru instituțiile educaționale. Asta în condițiile în care, potrivit lor, Chișinăul contribuie cu 23 de miliarde de lei la bugetul național, însă doar 2,8 miliarde de lei sunt întoarse înapoi în bugetul municipal, creând o discrepanță financiară semnificativă. În reacție, Ministerul Finanțelor a publicat un mesaj conform căruia, în bugetul de stat pentru anul 2024, nu s-a redus cuantumul contribuțiilor la bugetul municipal al municipiului Chișinău, ci, dimpotrivă, a fost majorat cu aproximativ 39,5 milioane. Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 3 al Institutului Oncologic din Capitală. Tragedia s-a produs în seara de Crăciun, pe 7 ianuarie, conform oamenilor legii. În dimineața zilei de ieri, 8 ianuarie, în jurul orei 8:30, acesta a decedat în urma traumatismelor incompatibile cu viața și a fost sesizată poliția. Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar stabilirea tuturor circumstanțelor a declarat pentru postul nostru de televiziune ofițerul de presă al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Natalia Stan. Am telefonat la Institutul Oncologic pentru a afla mai multe detalii cu privire la circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar nimeni nu ne-a răspuns la apeluri.
Polițista care vara aceasta a accidentat mortal o persoană în sângeră a fost trimisă în judecată. Ea riscă până la 8 ani de pușcărie pentru că, fiind în stare de ebrietate, a încălcat regulile de securitate a circulației sau de exploatarea mașinii. Procurorii au constatat că învinuita ar fi adormit la volan din cauza stării de ebrietate cu grad avansat, ar fi ieșit pe acostament și a tamponat mai mulți pietoni care se deplasau regulamentar. O minoră de 6 ani, o minoră de 17 ani și o femeie de 31 de ani. În consecință, femeia de 31 de ani a decedat la fața locului. Potrivit rapoartelor de expertiză, minorii de 6 ani i-a fost provocată o vătămare ușoară a integrității corporale, iar minorii de 17 ani vătămări corporale medii. Polițista de 22 de ani și-a recunoscut vinovăția și pe lângă închisoare ea riscă să-și piardă dreptul de a conduce mijloace de transport. Amintim că accidentul s-a produs în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 1.40. Angajata INSP se afla în afara orelor de serviciu. Pe stat alcoscopic, la locul accidentului, aparatul Dragher a arătat că aceasta avea o concentrație de alcool de 0,51 de miligrame per litru în aerul expirat. Bicicleta prin ămeți, cu schiurile prin oraș sau prinși în hore. Unii moldoveni au publicat pe rețelele de socializare diferite filmulețe haioase, bucurându-se de căderea zăpezii. Au fost și din cei care au făcut haz de negaz pe seama unor troleibuze, iar un locuitor din Colonița a măturat omătul căzut pe un tractor, care, în loc să curețe drumurile, stă parcat pe o stradă din localitate. Nu este Bucovel, dar tindem spre el, a scris un internaut despre un bărbat care a apărut pe schiuri chiar prin centrul orașului Bălți. Iar în capitală, printre nămeți, a fost surprins un biciclist care se plimba pe două roți la Memorialul Eternitate. Nouă nu ne pasă, a scris autorul acestei posteri. Tot în Chișinău a fost filmată o altă situație haioasă. Autorul susține că un camion sovietic tractează un alt tir olandez, iar ambele târie un troleibuz din Belorusia pe strada Creangă. Prietenie între popoare, a comentat în glumă cineva. Troleibuz care producea scântei la linia acoperită cu gheață a stârnit imaginația altui internaut care a făcut haz de necaz pe seama situației. La Colonița, un locuitor a ieșit afară și a pus umărul la dezăpezire. Cu o doză de umor, tânărul s-a apucat să măture zăpada de pe un tractor, care, în loc să curețe drumurile, stă parcat pe o stradă de ceva timp, spune el. Așa, curățăm zăpada că azi trezească să rujinească, să prăpădească oameni buni. Să rujinească, să prăpădească. Ia, aici, aici, ia, 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 prăjește. Of, ia și ce zăpadă. Ia, uitați-vă aici ce zăpadă. Bă, ieși. Mai. Iar locuitorii din fundul Galbenei, cu mic și mare, au sărbătorit căderea zăpezii, prinși într-o horă în fața casei de cultură din localitate. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită alături de cei dragi vă doresc.